6 candidați au participat luni seară la Digi24 la singura dezbatere din această campanie. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au absentat pentru că au avut vizite de imagine în străinătate, iar Ludovic Orban a produs momentul surpriză al serii cu retragerea în favoarea Elenei Lasconi. Cei 5 rămași pe scenă, care s-au duelat pe teme relevante pentru funcția prezidențială, au fost Mircea Geoană, Kelemen Hunor, Elena Lasconi, George Simion și Cristian Diaconescu. Candidații care au avut curajul să vină la această dezbatere i-au atacat permanent pe cei doi absenți, Ciolacu și Ciucă. Cei mai duri au fost Lasconi și Mircea Geoană, care au vorbit explicit de vulnerabilitățile lui Ciolacu. Afacerea Nordis, cu zborurile cu avioane de lux la Nisa alături de Laura Vicol, afacerile din energie și farma ale nepotului. George Simion i-a atacat și el pe Ciucă și Ciolacu, dar fără a pronunța explicit predicatele dure la adresa celor doi. Iată o evaluare rapidă a celor 5 candidați. Mircea Geoană, bun vorbitor, dar din toate răspunsurile sale nu s-a decantat nici măcar o idee sau o soluție originală. Lipsit de substanță pe chestiunile interne, el a gafat surprinzător pe cea mai importantă temă externă, războiul din Ucraina. A acceptat senin ipoteza pierderilor teritoriale, o poziționare stupefiantă pentru cineva care se laudă cu experiența diplomatică la nivel internațional, cu postul de la NATO, postul de ministru de externe. În plus, a lăsat o senzație de aroganță și ton didactic nepotrivit. Kelemen Hunor, de departe cel mai experimentat candidat, cu discursul corect pe majoritatea temelor, de remarcat poziționarea clară, fără dubii, de partea Ucrainei și împotriva Rusiei. El se simte obligat să demonstreze că e loial Bucureștiului, nu Budapestei. E însă un candidat de nișă și va fi important către cine va încerca să direcționeze voturile sale în turul 2. Elena Lasconi are în continuare carențe serioase de pregătire. De exemplu, nu a știut cum se aplică celebrul articol 5 din tratatul NATO și nici care e soluția celor două state, Israel și Palestina. Dar a dovedit constant că are instincte politice corecte pe tema Rusia versus Ucraina, pe tema reformei statului și sprijinirea mediului privat. E candidatul cu cel mai apăsat discurs pe integritate, cu atacuri în rafală la Ciolacu, Ciucă și Mircea Geoană. George Simion a fost mai puțin virulent decât în celebrele sale clipuri virale. A încercat să lase imaginea unui președinte energic, dar înțelept. Tema cheie și în cazul lui a fost însă Ucraina, unde a utilizat din nou narativul rus al păcii în schimbul cedării de teritorii. În plus, atacurile la adresa lui Marcel Ciolacu au fost lipsite de credibilitate. Mici înțepături cu frâna de mână trasă. Nu așa te-ai aștepta de la un candidat venit din opoziție. Cristian Diaconescu, o prestație cu minte, în care a punctat la capitolul sobrietate și coerență în ceea ce privește funcționarea statului, dar fără a prezenta vreun mare proiect prezidențial ori soluții concrete la problemele ridicate de jurnaliști. Dezbaterea a avut și un moment amuzant, cu Elena Lasconi și Mircea Geoană în prim plan. După ce candidatul independent a acuzat-o că l-are model politic pe Traian Băsescu, Lasconi a replicat spontan: "Domnul Băsescu vă bate și când nu particip." În final, trebuie remarcată inițiativa colegilor de la Digi24 de a organiza o dezbatere electorală. Chiar dacă 2 candidați importanți au absentat, momentul a fost unul important pentru alegători, dovada audiențele mari de luni seară. Și e încă o dovadă a nevoii de concurență în piață. După ce Antena 3 a organizat dezbateri separate cu fiecare candidat, Digi24 a propus o altă soluție cu candidații împreună pe aceeași scenă.